Copii, astăzi vom completa ora noastră de geografie cu una în care sper veți învăța lucruri cel puțin la fel de interesante. Veți învăța despre viață de la domnul agent Robert Doroftei. Agent principal. Așa e, mă scuzați. Domnul, și dacă dumneavoastră sunteți agent principal, agent secundar cine e? Păi, agent secundar nu există. De ce nu există? Pot să fiu eu? Dar de ce să fie el? Vreau eu să fiu agent secundar. Păi nu există agent secundar, v-am mai zis. Dar care este diferența dintre un agent principal și un agent termic? Dar dintre un agent principal și un agent imobiliar, că eu am un unc la București și e agent ăsta și are și legitimație. Dar între un agent principal și agentul 007, tu ești tot un fel de James Bond, dar mai gras? Cum să vă zic eu? Și dacă ești pilele cu tine, că se dă la televizor? Băi, ia liniște, băi! Ia liniște, băi, și rămâneți cu întrebările astea, că îl zăpăciți pe omul ăsta. Ascultați și are să vă zic că domn agent aici de față și puneți mâine la spate, că vă scad nota la purtare. Zi, domn șef. Adelis, întrebările sunt bune, e foarte bine că puneți întrebări, doar că sunt pe lângă subiect. Întrebările astea și subiectul e cu totul și cu totul altul. Nu-i așa, domn profesor? Și... deci, copii, eu n-am venit aici, vorba aia... Bună ziua, varza aveți, am venit să mă vedeți. Da. Adică cum? Bun. Adică la plimbare, bă, Ardiles. N-am venit la plimbare, am venit cu o treabă noi aici. Să facem educație civică cu copiii ăștia și nu te mai băgam atâta. Deci, copii, eu o să vă vorbesc astăzi despre ceva foarte complicat. O să încerc să vorbesc pe limba voastră, să puteți să înțelegeți. Eu vreau să vă vorbesc despre viață. Deci viața este... da. Viața e să fii atent și să știi ce se întâmplă lângă tine, că nu e ca la jocurile alea de pe telefon de le jucați voi. Viața merge mereu în continuu și trebuie să fii atent la ea. Ea n-are buton de pauză și n-are buton de dat înapoi. Deci ce să mai... viața merge înainte, are semafoare, ea are intersecții, n-are giratorii, că n-ai cum să întorci. Și trebuie să fii adică să ai grijă la semnele de circulație de pe margine ca să vezi cu ce viteză mergi, ca să te ferești de pericole. Cam atât. Da? Nu înțeleg. Păi nici eu n-am înțeles din prima, mi-a luat ceva. Dar hai că o luăm pe exemple. Astăzi, Ardiles, a ieșit din școală cu un glob pământesc. Există posibilitatea ca mâine să vă ia și chiloții de pe voi? Sau telefoanele? Și să nu vedeți. Ce vreau să zic eu, că viața e foarte periculoasă și trebuie să aveți grijă. Să ridice mâna care l-a văzut pe Ardiles că a ieșit din... eu am zis să ridice care l-a văzut, nu care nu l-a văzut. Păi stați, mă, voi toți l-ați văzut? Ba da, eu l-am văzut. Și eu. Tu ți-e tași, mă, din gură, că pe tine te-am văzut că te uitai în telefon. Așa, și tu l-am văzut. Vedere periferică. Nu, așa e zice, doamna? Ba da, așa e zice. Ce vedere? Da, mă rog. Păi și de ce n-ați făcut nimic? Păi, ce să facem? Păi nu știu, să-i spuneți. Băi, ăsta nu e globul tău, e globul școlii. Ce faci cu el? Da, dacă nu era treaba noastră. Ce e corect, e corect. Bărtile, nu te mai băga, mă, mai tași din gură. Băi, e treaba voastră. Tot ce se întâmplă pe lângă voi e treaba voastră. Tot ce se întâmplă în țara asta e treaba voastră, chiar dacă sunteți mici. Și a mea, și a ta, și a ta, și a ta, a noastră. Pentru că e țara noastră, nu a nimănui și nu a altora. Ce vrea, de fapt, domnul agent principal să vă spună este că pe lângă școala, e foarte importantă și școala vieții, despre care a venit dumnealui să vă vorbească. Exact. Țara o arde pe comedie și pe canalul nostru de YouTube. Abonează-te și stai cu ochii țintă pe Las Fierbinți.